Eu singur umblu de aici. Ok, și suntem live. Ok, și suntem live. Stați să rezolv aici ceva. Gata. Salutare, fraților, și ăsta e primul live în GTA Roleplay. Eu am intrat de curând, mai fac costa noastră și vreau să văd cum e. Acum am înțeles că o să facem un roleplay cu șeriful, din cât am înțeles, liderul, cred că este înăuntru. Nu sunt sigur exact. Și așteptăm ceva acțiune. Băi, suntem live, am dat link-ul pe TeamSpeak. Deci acum liderul a rezolvat că atunci când noi facem drogul, cum vedeți aici, în dreapta sell drugs, e și job de drugs pe server. Mamă, cât să-l oprești. Deci când faci droguri, normal, polițiștii te caută și... Ce nebă e să te-ți ia? Și dacă te apui cu droguri sau altceva ilegal, primești amendă și închisoare. Ia să vedem dacă domnul Dominic vrea să ne facă o tură cu a lui Bugatti. Un first person frumos. Salut domnul Dominic, suntem live. Deci acum să vă arăt. De exemplu, eu am un checkpoint, da, stai că poate îmi dă fail. Pune checkpoint unde vrei să te duc. E-mail-ul astea că telefonul nu se încarcă.
Așa stă sau ar putea să dea fail la misiuni? Așteptăm să vină o misiune de livrare de gorila, să văd dacă mai am și eu. Ai trecut pe roșu, bă! Domnul, încă n-am primit misiunea, de-aia n-am pus niciun checkpoint. Da, poți să ne faci o plimbare pentru live, să vadă și oameni cum este. Pune-mi o stație și pe mai e ceva la sexie? Ha? Da, nu înțeles. Acum suntem într-un Bugatti Chiron. Că faci pom. Și ne luăm și zborul. Ai trecut pe roșu. Nu se vede. Nu mai uităm în cercuri până când găsim ieșirea. Și din first person. Da, domnul domnului merge pe contrasens, dar nicio treabă. Mai merge asta, mă? Ai luat cre sau? Nu. Cam greu de controlat, dar... Ce să zici? Da, ce fac de să conduc, bă! Da. Ok, deci acum o să conducem acest Bugatti care se găsește doar la VIP. Nu trebuie să te dezlegi în mașină. Și să vedem cât prinde primăvarile, ne asigurăm frumos și ieșim. Ați pus centura? Da, domnul, mi-am pus-o din auri. Am pus centura de ok. Și să vedem cât prinde acest Bugatti. Da, și un first person să se vadă înăuntru cum arată. Da, domnul, sunt first person, nu mai e first person joc. Opa. E cam rapid. Fuge. Și pe lângă. Acum avem drum aproape liber. Acum avem drum liber, să ne cât prinde. Deja avem 300 la oră. Și abia se controlează. Și am ieșit prin mapă. Aparent am ieșit prin mapă. Deci puteți să vedeți cât de rapid este acest Bugatti. Am ieșit prin mapă și am căzut în apă și trebuie să ieșim ca să nu murim. Și am ieșit și ne-a dat pe autostradă, eram în apă, totul roleplay. Noroc că puteți să mătrăm. Puteți să dăm într-un Bugatti, nu are nicio treabă, și învârtim, nu e nicio problemă. Toată treaba asta vă costă o mașină, știi? Da. Acum domnul Dominic o să șterg o mașină. Sau o șterg eu înaintea lui, dacă mergem. Perfect. No, acum ne trebuie mașină. Uber nu e on, ne trebuie o mașină. Se aplică forța brută. Am găsit și mașina. Haide domnul că am găsit mașină. Doar ce asta de mafia, avem acces la arme. Pe muzica. Domnul Dominic, puneți un checkpoint unde doriți să mergem. Suntem first person cu geamul spart, este totul normal. Sunt mid drift. A, da, eu mai joc și pe controller și când apăs frâna de mână, mi-apare meniu. Adică playerii care sunt online.
Eu mă spart, nicio problemă. Trece pe lângă domnul cu semnal frumos. Și se aprinde și muzica, nicio problemă. Nu lăsăm ușor, că n-am cum să traversăm. Acum putem, cu semnal frumos, prinde fără înapoi. Să nu ne-a pus domnul Dominic checkpoint. Ne duce pe aici, off-road un pic, am înțeles. Să-ți bași promule, să-ți faci ceva fain și nu merge. Doamne, și nu merge ce zic. Mereu mă s-a întâmplat așa, mă, și nu numai aici. Domnul Santiago, am o întrebare. Bun. Azi se va întâmpla ceva acțiune în această seară? Da. Dacă ar fi poliție, și facem ceva acțiune. Da. Păi nu este domnul șerif. Și cu el l-am corupt, ce deci ați auzit șeful mafiei a corupt șeriful. Ce mașină scoate Dominic? Nu încă suntem live. Ideea e că la fel nu mai putem scoate mașini din inventar. Pe bune? Ceva trebuie să dai asta. Tot așa că avem o problemă. Mergem această mașină nașpa. Aparent să mai spionează nicio mașină. Cred că o să luăm și noi crash. Presimt asta, nu știu de ce. Deja au ieșit foarte multe persoane, mai rămas doar câțiva. Ți-a dat jos son? Ți-a dat jos son? Nu. Mici probleme tehnice. Mi-a scăpat mie ceva. Și acum să ne unde ne duce domnul Dominic. Se pare că ne duce ori la fan courier, job de fan courier, ori să facem tracker. Vom afla îndată. Avem și cel mai experimentat șofer, domnul Dominic. Deci, dacă poliția vrea să ne ia pe sus... Că tine te cunoaște, eu îmi dau 400 ca în casă și tu 400 ca o lău. Nu mă apere. 400 de ca eu îți dau bine pumnul și cu țesul, știi? Deci, cum a zis și liderul mafiei care încă vorbește? Deci cum a zis și liderul mafiei, dacă ne prinde poliția și ne vede, cum să zic, șeriful, adică dacă raportează la șerif, ne poate lăsa în pace pentru că el a corupt șeriful și a plătit undeva în jur de 400.000 de dolari, ceea ce este foarte mult pe acest server, care banii faci foarte greu. Poți să mergi înainte. Poți să mergi înainte. Am înțeles aici, nu mai e nimeni, numai noi. Păi nu, că nu mai e nimeni, păi se vedea tot strici. Am înțeles. Am luat.
Dar nu mai e sau de la noi din... Ce? Vino și tu la bază. Acum. Domnul Dominic ne-a chemat domnul Santiago la bază. Am auzit să ne să vină la bază. Hai că mă dau. Dominic? Scoate checkpoint-ul. Sau poți să-l pui și tu. Deci acum ne-a chemat la bază șeful mafiei și nu știm ce vrea de la noi. Cred că o să fie o misiune ceva, da? A spus Neox. Da, cine? Dacă pot să vorbesc cu Neox, i-am zis că în primul rând aștept la poartă, nu ca cea așa proprietatea mea. I-am zis că v-am observat, o să vă chemăm noi. Ok, deci încă nu știu ce s-a întâmplat, o să aflăm și noi imediat. Acum sunt pe drum. Nu știu, și eu cred că vreau să facă ceva. Avem... Bă, să apare cum ajunge acolo, vezi că sunt peste stradă și spui că dau eu voie să intre. Deci le spun că au voie să intre? Da. Deci am primit o misiune, cum ar veni să spun că au voie să intre. Imediat ajungem și noi. Avem o mașină ciuruită, deci că ne-am bătut. Să nu intri la poartă, că trebuie să urmim cu cei din mafia siciliană, deci la poartă. Auzi că sunt pe undeva pe aici. Ah, gata. Hai că mă dau jos. Sper că am ieșit de la poartă. M-auzi? Da, m-auzi, nu? Bună ziua! Vrem să vorbim cu liderul dumneavoastră. Da, puteți să intrați. A, puteți să intrați? Da, 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 puteți să intrați. Hai să intre tu primul, hai! Acum... Acum asta de smafea siciliană la baza noastră. Nu știm exact despre ce e vorba. Mergem și noi imediat. Hai, mine băgăm un sprint. La mine, oamenii mei. Eu sunt aici, sus. Te țin de sus. Acum venim șeful. Deci acum nu știm ce negociere o să fie. Să aflăm și noi. I-am tras o mică capcană lui... Bolivu. Deci aici este baza noastră, de unde ne luăm arme, de acolo unde putem să ne schimbăm hainele, aici. Și putem să ne schimbăm și mașinile. Având în vedere că n-am făcut afaceri, mă vedem despre ce e vorba. N-am făcut nicio afaceri pe el. Stăm mai aproape de șeful nostru, de pentru că trebuie să-l protejăm. Și, din păcate, credeam că am luat creș. Ce afaceri unde dai capul mafii? Capul mafii? Cum deci nu despre ce este vorba? Organizație, dar cu mine n-am făcut afaceri, adică de vedere că e postiva la șoameu. Ce aparent este vorba de o neînțelegere. Eu nu văd dracule, n-am dat ce face cu el. Înțelegi? Da, da, eu am înțeles. Nu de asta, da... Tens, l-am cam prins. Destul de fără bani. Sărac. Pe cum e om de afaceri și n-are bani? La el nu avea, nu știu ce avea pe card, dar la el n-avea nimic. Și a cam vrut bătaie, adică mă refer în sensul îl provoca pe un negru de la mine. Tot în jura și chestii astea și eu o făcut parte în parte. Și am cam câștigat, adică negru meu contra lui. Da, da, e mai bun copul, am zis. Să înțeleg că l-ați prins singur, l-ați întins o capcană, nu? Da, da, da. I-am spus că vreau să facem niște afaceri și... De acolo a început totul. Practic,
L-am prins, l-am pus la colț. Lor, ce era să-l împuști tu, domnule, ți-am zis, nu mă interesează, n-am făcut afaceri cu el până acum. Din ce am înțeles de la omul meu de încredere, s-ar putea să fac niște afaceri cu un om, nu știu sigur cine. Tot așa, vreau o porțiune să semneze niște acte la bănci. Deci cred că este vorba despre împărțirea băncilor pe acest server. Acum autocaracter, nu ești identity după restart, poate. Autocaracter. Ah, am înțeles. Probabil nici nu merge. Da, frate. Da, nu pot să fac chestia. Bă, am întâlnit pe TeamSpeak. Ba nu, am oprit eu să dau un mesajul pe TeamSpeak. Bă, dar n-ai ce face, dă și son și nu mă intre. Da, unde mă intre la unul care a fost pe Dumnezeu? Uite acum am intrat o părere. E capcanul de pofă. Nu mai trimite părere, dar statule, că te-a prea multe. Frate, a zis că nu vedeți. Unu a zis că nu vedeți. Mă, fă la aia continuare, bă, că... Pă bune. Mine e vorba de permis pentru tine. Unde mergi? Mai vreau să întreb și eu. Hai să cercetăm ceva lucruri, unde să ducem pe alții când e rămâne. Pune-ți wipe în care sunteți mașina. Ai fost acolo sus la... Să pe de poți să-mi iau mașina, care sunteți cu mașina și mine? Hai că mă duc o țigară pe până. Pe la bază, hai la bază să luăm înapoi pe... Da, stai aici, am încercat să-mi iau mașina, dar nu merge. Poți să o deschizi, trebuie să apeși ca și să aștepți. Băi, cât ți-am zis că fric e afecator. Uite, mici ăla face chestia asta, frate, spune eu. Faceți ce am în pula mea pe el, că cu ce dimineață când ești după ce îi taie în cap, au făcut totul. Ai văzut? Cum intră pe server, cum îl văd că intră pe server, dă și son. Înseamnă că de flood-ul ăla se vorbim. Pe doamne, nu cred că e flood, e altceva. Ce-ai șoferat, dă-te jur, mă.
Ziceți-mă unde mergem. Am lăudurile de mai multe de neamuri, adică în UEMEI. E plăci. Ideea e că el a fost primul scriitor, știi? Și... adică nu știu dacă știi povești. Da, știu. S-au certat amândoi. Amândoi a dat șansa amândoi. Mi-a dat la amândoi pe picioare cu răspire cu greu. În fine, hai că mă duc să fac. Că nu mă fac de viață, Geo. Pop, pop. De ce să faci de Nu mă retardați. Vreau să facă și eu treaba, dar să facă cu un treabă de la capăt. Unul în față, doi în spate, bă. Bă, lasă că nu-s singurul ăla de acolo. Trebuie să ne uită și noi prin loc, eu știu că e șmecher locul. Dar ce șmecher? Bă, mă, crezi că niciodată n-am fost pe aici cât timp am jucat? Bă, jucăm de asta, de aici, așa. Zona asta gen, în caz, o să răpim un poliție sau ceva, să-l punem exact aici, în centru, știi? Acolo jos, în insulița aia, e un cufăr mare. Treaba aia ce-am vorbit-o noi, ăsta neox cu polițistul, gen, când primim chestii și așa, am putea zice, gen, în cufărul ăla de acolo, în sicriul ăla, ne ținem chestii de ce. Da, 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 mă, știi? Băi, ce rău, băi, facem. Băi, plătatul, băi. Eu te aduc băieți de băieți, băratul, nu vrei să mă trebuie. Și aici sus, când am luat un cap de mafie sau ceva de domnul, îl punem aici sus și îi zicem să dea cu picamălul singur în pământ, vine asta mai o bagă cu mânarul în gât sau cuțitul și aici lăsăm. O stăm de aici la bandită, vă zbăt ce minte, când am luat cu cineva, mă știu cineva. Nu aici era, era undeva în afară, pe munte, undeva nu aici. Tot, pe aproape era. Da. Sapă singurul, singurul, apă și l-o mergem. Când îl ducem pe busa la copilul... Da, da, pe aici, pe lângă copac, să te ajute de mată cu mine de copac, să joacă cu mine. Încă mă trimitea de aici, în ceas nu mai stau pe bancă. Apare numai o ambulanță la pistol. Fain, le putem face. Uite, de ce glumă să faci asta la mucicine. Uite, de exemplu, și așa nu putem face, ai văzut că știi. Da, da, da. O cooperat-o? Da, 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 uite, ai văzut că și Vlad a încercat să facă cu rolul, l-a dus, l-a trimis pe ăla, poate să intre, a încercat el ceva cu rolul. Da. Luați-vă în pula mea pantofi de bărbat de femeie, deci pentru potim dă-te scluț, 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 scluț. Apare nu știu de ce mi se face părul roșu negru, chiar habar am de ce. Și să trimiți gen când un om pe aici se mai plimbe să vadă dacă e cineva la mormânt, dacă pula mea încearcă ceva, știi? Mai ales când îi se ia așa pe joc. Frumos cu lanterna în mână, mai verifică una alta. Trebuie să ați cu lanterna pe aici. Păi venim în doi, știi, și după aia, nu știu, pe o poveste, că a venit unul din nu știu ce mafie la... și l-a păzat nu știu care, și l-a prins pe la mormânt, știi, și pur mai după aia începe un război mic, sau înțelegi tu? Uite cum face ăsta, Savu, live filmează povestea, să zic așa. Orice moment de spuneți tot ce vreți. Nicușoare, tu taci din gură, că ai tot dreptul. Facem. Încă cât timp ajung acasă? Eu. Pic. A zis să zici 10 minute, așa mi-a zis. Ia, uite, te umpli apă pulă pe acasă. A? Poți ca pe mine?
Puneți waypoint. Uite mă călărea. Putem noi să facem un... Bine, în afară de baraj. Merge la baraj. Merge la baraj. Puneți waypoint, bă. Vrei la baraj? Pe acolo cred că știți toată lumea. Da. Unde o fi? Ia vin aici. Dă-te până la spawn. La aia roșie, nu? La care? La parcarea roșie. Nu, dă-te până acolo în față la spawn, așa că după aia zic eu, nu știu, ai fost cu noi acolo sub tunele. Obuleu! Mă setă la față, nu l-am văzut. Mă lasă, are mai multe găuri, poți să mergi 3 de părți, dar mă mergi până la spawn și ți-arătă o chestie. Da. Mergi bine aici, dar trebuie să stai la poliție, nu știu. E așa știu. N-am mă pe cine să facă poliție. Morți pe rol. Bă, n-avem noi alții. Nu știu. Aș putea... Păi îi dau aproape tot. Nu mai intră, că au dat cea mai zi de activitate. Au. De exemplu, intră așa și... Da, știu că la ce intrare. M-am dus la waypoint. Da. Stai că stai. Uite, puteai să intri pe acolo prin spate. Da, tot de pe aici, a fost stânga aici. Și că sunt cu camionul. Și aici intri înăuntru. Acolo în stânga, printre alea. Lupa aici, mă, înapoi. Vizavi. A, ah, în spate, trebuie să vă așeză. Aici. Bă, el a zis acolo. Nu știu care reușește. Doamne ajută! Băi, de capul! Băi, de capul! Hai, apasă
Deci următoarea scară e în spate, aveți grijă să nu cădeți în machete. Haideți față, că noi așa de mult. Ba da, single player. Mamă, cât sunt eu. Care cade de primul în cap sau cum? Roleplay-ața e una, nu m-am știut-o. Ai murit, te-a dat cu ăla. Bă, dar nu mai e mult, deloc. Mă duc aminte că erau mai puține. Hai că nici nu mai avem mult. Apăsați pe scălă, veniți mai repede. Și ca să coborâți mai repede, țineți shift apăsat și S. Hai că nu mai mult. Iaoleo. Hai mâncați și aici. Păi ești nebun. Mamă, ce fain să numesc bancul. Hai că nici nu mai e mult. Dominic, s-ar tu primul? Hai mă că nu mai e mult, mai și macarau de urcat, nu mai e mult. Să vină și o furtună, mulă să se bagă în gătătă. Și first person. Bun, frate, și-am ajuns la macara. Și mai e o scară aici. Stai bă că cădem. Dominic, o să mori. O să mori. Ia uite-l parcurs. Bă, Dominic, hai sus. Hai mai sus. Mare parcurs ce face Evolve. Mare parcurs ce face Evolve, fiți atenți.
Aoleu, mamă ce mâncă ca pe mine. Uite că se vede. Hai păi, hai să luăm. Cum ești, mă? Am vorbit cu poliția, avem dispoziție că mergem acolo sus în laboratorul. Și acolo este un parculeț mic. Mergem acolo pe elicopter și tu dacă le pe unul static sau așa pula mea, duci acolo sus. De acolo plecăm cu elicopterul în sinsulele alea de acolo din capătul mapei. Și ducem acolo. Și apoi bate-mă, pentru că viața mai are pentru că copterul și-a picat. Am picat. Cum s-a dus? Ia uite-l. Ia uite-l. Uite-l. Cum a căzut. Azi. Uite ce fai cobori. Frig să nu urde ca sunt live. Gata, cum trag o cubură aici? Așa. Da. Atât te faci să treabă pe somn. Ce? Să te reportezi de acasă. Ah, ce fain m-am dus. Ok. Am apăsat pe shift, da. Nu s-a dus aparent. Wow. Da. Boci, Neox, dă step la mine și dăm revive. Sau dăm teleport. Hai că aștept. Deci am apăsat shift și ies, dar nu s-a dus. Nu. Să fiu tot capă și nu mergi. Așteaptă, de capă și așteaptă un pic. Mai mă duc să fumez o țigară până la altă. Bine? 12. Da, tot trebuie să știi capă. Mai auzi, nu, de aici nu intra la unde mă dă, mă dă. Cobori jos, nu-i mai. Aoleu, nu-mi cazi. 12, așa, cine mai? 37. 37 și 43, parcă, nu? Da, ia uite cum stăm aici. Lasă, că mă descurc. Uite, bă, cum ține la mâna. Ia uite-l. Ia uite-l. Perversul. Tu realizezi că suntem doar 3 pe server. Da? Da. Noi 3. 3 care ai de la răsărit. Da, frig. Dacă te rog, mă rog, dai asta, nu uiți să-i dai și nu vreau, de cui mai să te dai. Mă, prinde sânge, e tot. Ba, frig. Hai, poți să dai asta. Nu m-am dat nimic să zic, m-am zis un pic și-am, știi? Și așa. Și a dat restart. Bun, fraților, cam asta a fost și live-ul. Eu am fost Revol și ne vedem la următorul episod.